Bună dimineața, urșii mei! Astăzi începem ziua cu o cafeluță. Am îndulcit o cu o linguriță de miere de rapiță, din aceasta foarte bună, care nu schimbă gustul cafelei. Vă recomand și vouă, dacă vreți să locuiți zahărul cu miere, să consumați miere de rapiță la cafea. Pentru că nu schimbă gustul cafelei, dar are o aromă așa neutră. O să mănânc și două lingurițe de păstură din asta, pâinea albinelor, foarte bună păstura asta, 30% proteină, foarte bună pentru ficat, pentru stomac și pentru foarte, foarte multe boli. Nu trebuie să mâncăm mult, câte o linguriță, două în fiecare zi. Vom trece caloriile și de la cafea, pentru că am folosit iarăși cafea din aceasta, de la Dolce Gusto, de la Nescafe, are 40 de calorii. Am făcut-o aici la aparatul ăsta, e și super bună, super cremoasă. Ia uitați ce spună o are. Da, este foarte bună, însă are 40 de calorii și cred că și câteva chimicale față de cafeaua naturală, vedeti, Jacobs, o aici în porcanul de Nutella. Cafeaua naturală nu are nicio calorie și este mult mai sănătoasă, bănuiesc, decât cafeaua aceasta de la plic. De fapt nu e chiar plic, e capsula din asta. Da. Nu stiu cât de sănătoase sunt, probabil că nu sunt atât de sănătoase, dar asta e. Compensăm cu celelalte lucruri e, sănătoase. Ok, mă bag să beau cafeluța asta spre la sfârșitul și lor, pentru că o să urmeze toate mesele pe care le am astăzi și o să vedeți toate caloriile, o să le si cantarim frumos și o să vă dau idei de mese foarte bune și foarte slabe în calorii. Și bineînțeles foarte sănătoase. Ok, haideți să mâncăm pentru că am terminat de băut cafeluța și este timpul pentru prima masă pe ziua de astăzi și vreau să vă cântăresc tot. Vedeți, mai am ce un cântar de bucătărie. Nu prea se vede. Ah, gata, se vede. 0 grame, da? Și acum vom pune 4 feliuțe de pâine. Da? Vedeți? Sunt 4 feliuțe și au 104 grame. V-am mai zis și în alte clipuri, aproximativ 100 de grame de pâine înseamnă 4 feliuțe, dar Depinde foarte mult de ce pâine folosiți. Eu folosesc pâine din asta, de la Carrefour. Pâine cu făină integrală de grâu. Da? Ce mai bine este să le spui oamenilor în grame, pentru că așa am învățat și la școală. Vedeți, avem 241 de calorii pe porție de 100 de grame. Pentru că diferă foarte mult de la pâine la pâine și cel mai bine este să vorbește în grame, decât în linguri, lingurițe, polonice și așa mai departe, sau felii. Astăzi vreau să încântăresc toate alimentele pe cântarul acesta și să vedeți exact cum se calculează caloriile. Dacă sunteți la început, trebuie neapărat să vă cântăriți mâncarea până vă faceți un ochi, până începeți să cunoașteți, între ce mâncați voi de obicei, să începeți să cunoașteți cam câte grame au. Dacă voi mâncați un anumit tip de pâine și cântăriți, știți foarte bine, da, că două felii de pâine au 50 de grame, patru felii de pâine au 100 de grame și nu trebuie să vă cântăriți în fiecare zi. Dar pentru început este foarte bine să vă cântăriți mâncarea. Ok, și cu aceste felii de pâine vreau să-mi fac niște sandvișuri, da? Ăsta nu trebuie să-l mai cântăresc cotletul ăsta, pentru că vedem aici că are 100 de grame și o să-l folosesc tot. Însă, ca și cavalul, vedem că are 260 grame și 14 felii. Putem să împărțim 260 de grame la 14 și să aflăm câte grame are o felie, iar apoi să ne înmulțim cu valorile nutriționale de pe spate, adică 314 calorii. Dar pentru că avem acest cântar, nu trebuie să mai facem neapărat împărțirea, putem să punem direct pe cântar. 0, da? Am pus o felie, vedeți, 17 grame. Eu am aproximat-o la 20 de grame. Ați văzut că și în celelalte clipuri vă punem acolo 40 de grame. Deci avem 36 de grame de cașcaval. Ok, și astăzi la sandwich o să-mi fac o să le fac cu niște salată verde, da? Avem 4 felii din asta salată verde. Haideți să vedem câte grame au. Ia să vedem. Avem 73 de grame. O să trecem vreo 60 de grame pentru că vedeți cum mai are și apă. Nu am putut să le scurg foarte bine. 71, vedeți? Și dacă tot scurg așa, o să mai scadă. O să trecem 60 de grame de salată verde. O să facem niște sandvișuri și o să vă arăt rezultatul final. Oricum salata verde are foarte, foarte puține calorii. Ok, și acesta este rezultatul final. O să vă trec eu pe ecran toate valorile nutriționale și caloriile acestor sandvișuri. Vedeți, au ieșit așa mai groase. Am pus câte două felii de salată din asta în fiecare sandviș. Și pentru că erau prea mari felile de salată, le-am împăturit așa. Au și foarte fain, avem și legume. Și asta este prima masă pe ziua de astăzi. Revenim mai încolo cu următoarele mese, pentru că după ce voi mânca sandwich acestea, voi pleca în oraș, avem iarăși multă treabă, vreau să mergem și pe la cumpărături. Vă urez poftă bună! Mi-am cumpărat aici o veselă nouă, ca să o folosesc doar eu, și aici avem un cântar de bucătărie. Haideți să vedem acum ce cantitate intră în borul acestea noi pe care le-am luat. O să iau bolul ăsta mic, și o să ne punem ciorbă. A făcut mama Sita aici o ciorbă foarte bună. Miroase extraordinar. Ia uitați, cu de porc, cartofi cu legume foarte multe, morcov, ceapă, ardei gras, roșie. arta foarte bine și țelină. Miroase foarte, foarte bine. Haideți să vedem cum facem cu cântarul ăsta. Da, trebuie să-i dăm aici on. Am pus deja bolul aici pe el Ok, vedeți, da? 0 grame. Opa! Cred că se vede, da? Are 0 grame. Și haideți să punem acum un polonic, să vedem... Să vedem cât intră în bolul acesta. Oh. Deci un polonic are 100 de grame. 98 de grame. Mamă, mamă! Să dau așa. Ia să vedem. 192 grame. Să luăm așa mai multă carne. 306. Hai să mai punem. A, e bine. Cred că sunt, cred că e la fel ca celelalte boluri. Hop. 433. S-au mai mult. Deci o să încântăresc acum ciorbița asta și o să știm cât intră în acest bol dacă îl pun plin. Deci vedeți că este plin, da? Și sunt 517 grame. Deci un bol din ăsta nou pe care l-am cumpărat acum are 500, 500 de grame aproximativ de ciorbă. Ca să știm de acum când calculăm caloriile și să știm ce cantitate de mâncare mâncăm iar bolul ăsta mare probabil că o să-l țin pentru salate. iată, uitați, este mult mai mare decât bolul în care mi-am pus ciorbă. Voi mânca fără pâine, pentru că am mâncat suficientă pâine astăzi și uitați câți carbohidrați avem aici, avem suficienți, da? Uitați câți cartofi avem, cât morcov, cartofii, morcovul, sunt în niște carbohidrați complexi foarte buni, foarte multe legume, cărniță suficientă de porc care este slabă, vedeți, nu este cu grăsime este o masă perfectă, da? Chiar și fără pâine o să înțină foarte bine de foame ciorba asta de 500 de grame. Ia uitați, în timp ce mâncam, mi-am dat seama că are și dovlecel. Asta e dovleac, ce mai aici, da? Da, foarte bună ciorba, foarte multe legume, acrișoară. Întotdeauna este foarte bine să mâncați ceva de genul ăsta, pentru că este foarte sănătoasă și zeama asta caldă se face foarte bine la stomac plus de asta e plină de legume, proteină, carbohidrați și puține grăsimi. Deci este extraordinară. Încercați să nu puneți ulei și veți avea o masă foarte bună și foarte sănătoasă pentru a slăbi. Am pregătit aici o gustare pe care o să mănânc peste două ore. Am pregătit aici așa o gustare pe care o să o cam peste o oră, două după ce se dezgheață. Avem mango, bucăți de la Edenia. E prima dată când o cumpăr iar sunt curios primesc, cât este de bun. Am pus toată punga asta de 450 de grame. Cam așa arată în noul castron. Și aici avem valorile nutriționale. 63 de calorii pe 100 de grame. Asta înseamnă că toată punga asta are 280 de calorii aproximativ, ceea ce este destul de bine. 450 de grame, 280 de calorii. Într-adevăr, sunt și alte fructe care au mai puține calorii, însă am vrut să încerc mango am mai mâncat mango proaspăt, îmi place. Să vedem cum e și ăsta înghețat, trebuie să-l lăsăm acum să se dezghețe și credeți-mă că în loc de dulciuri este mult mai bine să mâncăm fructe, putem să mâncăm și mai multe, mai multe fructe din punct de vedere cantitativ. Sunt mult mai sănătoase și acum gândiți-vă cum ar fi să mănânci 450 de grame de nu știu, de dulciuri, de napolitane sau de biscuiți, ți-ai luat direct 2000 de calorii. Așa ți iei decât 280. O să revin mai încolo când îl mâncăm, dacă nu uit să filmez. Și să vă spun părerea mea despre, despre acest mango congelat. S-a făcut ora 6 jumătate, eu tocmai ce am terminat de făcut pașii pe ziua de astăzi. Mi-am luat aici mango ăsta să-l gustăm, încă nu s-a deschețat suficient de bine dar o să am acum foarte multă treabă la laptop pentru că am planuri de făcut, planuri alimentare. Ia uitați, lucrăm aici pentru clienții noștri, da? Să facem planuri alimentare, trebuie să ne facem și temele pentru școala de fitness și voi rănsăi acest mango până voi face toate treburile. Haideți să gust acum o bucățică, să vă spun părerea mea dacă e bun, dacă se compară cu cel uh, proaspăt. Pentru că proaspăt am mâncat. Mm. nu, no. n-aș congelat nu e așa bun, dar acum ce să fac, o să mănânc. Și referitor la pași, vreau să vă spun, o să vă pun și o poză aici pe ecran, am făcut 9700 de pași, vreau să fac câte 10.000 de pași în fiecare zi. Aplicația de pe telefon Samsung Health îmi arată că am făcut 9700 de pași într-o 100 de minute și am ars 711 calorii însă nu știu dacă este chiar neapărat adevărat. Eu o să pun că am ars 500 de calorii ca să fiu mai sigur. Deci am avut 100 de minute de activitate fizică astăzi, am avut și foarte mult de alergat prin oraș, am mai dus niște comenzi de miere prin oraș, am fost să mai fac niște etichete pentru că urmează târguri și ușor, ușor s-au strâns cei 10.000 de pași. Restul pe care mai aveam de făcut, i-am făcut după ce am ajuns acasă, după ce am mâncat acea ciorbă, însă la activitate fizică voi trece decât 500 de calorii arse, da? Ați văzut că la sfârșitul fiecărui clip vă pun acolo rata metabolică bazală la mea care este de 2400 de calorii, mai adăugăm și activitatea fizică pe care am desfășurat-o, adică caloriile pe care le-am ars în momentul în care am desfășurat activitate fizică, iar cele două adunate rezultă calorile de menținere pe zi. Din aceste calorii de menținere scazi aproximativ 500 de calorii, la noi, pe, la școala de, de nutriție, ne-am învățat să scădem între 100 și 500 calorii pe zi, însă pentru că am foarte multe calorii de mâncat, eu pot să scad și mai multe. Plus de asta, în clipurile pe care vi le arăt, ați văzut că fac aproximativ un clip pe săptămână pentru că nu mai am timp și încerc să vă dau idei de meniuri cât mai slabe în calorii. Ați văzut 1600, 1700, 1800, 2000 de calorii. Deși eu personal pot să merg mult mai sus cu caloriile și tot să slăbesc. Pentru că am 100 și ceva de kilograme. Și am și foarte multă masă musculară. Așadar, nu în fiecare zi mănânc atât de puțin. Am zile în care mănânc mai mult. Mănânc 2500 de calorii, mănânc 2700 de calorii, 2800 de calorii. Dar eu în aceste clipuri pe care le pun, pentru că fac unul pe săptămână, încerc să mănânc cât mai multă mâncare și să mănânc cât mai puține calorii, bineînțeles, ca să fie un impact mai mare și să vedeți și voi că nu trebuie să te înfometezi, chiar dacă mănânci 1700-1800 de calorii sau chiar poate mai puțin 1600, nu trebuie să te înfometezi, poți să mănânci peste 1,5 kg, peste 2 kg de mâncare, trebuie doar să ai grijă la ceea ce bagi în gură. Cu acestea fiind spuse, eu mă la treaba mea, o să încerc să mănânc și acest mango. Nu vă recomand mango congelat de la Edenia, mie nu-mi place absolut deloc, dar așa ușor, ușor, poate după ce se mai dezgheață va fi mai bun, nu știu exact pentru că încă nu s-a dezghețat de tot. Dar în principiu dacă puteți să mâncați fructe proaspete, vă recomand să mâncați fructe proaspete. Și încă o recomandare vis, -vis de fructe, încercați -le să le mâncați așa cum sunt ele, nu încercați să faceți smoothie-uri sau freșuri, pentru că este mult mai bine să mâncăm calorile, să mestecăm, senzația la creier va ajunge cum că noi mâncăm atunci când mestecăm, în schimb când bei un fresh, când bei un smoothie, senzația la creier ajunge că tu bei ceva și pur și simplu te satură mai bine faptul că mănânci fructele între și le mesteci. Calorile nu se beau, calorile se mănâncă, dar asta este foarte important. Încercați și voi și o să vedeți, să vedeți cum reacționează creierul în momentul în care mesteci o cantitate atât de mare de fructe față de atunci când le bagi la blender, le amesteci, le mixezi. Veți fi mult mai sături de la fructele întregi. Faptul că mestecați și mestecați și mestecați într-una câte jumătate de kilogram de fructe pe zi este foarte important pentru că la creier va ajunge o senzație de sațietate mult mai mare decât dacă le-ai blenda și ai bea acel smoothie. Nu bag să lucrez și ne vedem mai pe seară la uh, următoarea masă, cred că o să fie și ultima. De la un timp am început să mănânc decât 3 mese pe zi, când am mai multe calorii mănânc și 4 mese pe zi dar sunt destul de aglomerat în perioada aceasta. În ultima perioadă de câteva luni am fost foarte aglomerat, am început să scot și mai puține clipuri, cu toate astea încerc să scot măcar unul pe săptămână, să vă inspir, să vă motivez, să mâncați mai sănătos, să mâncați multă mâncare și să puteți să slăbiți. Iar dacă vreți să colaborăm, dați-mi un mesaj pe Instagram sau pe Facebook la Miere TVO și vă voi ajuta foarte bine să slăbiți. Voi fi lângă voi 24 din 24, suport pe uh, WhatsApp, la telefon voi face niște diete foarte, foarte bune, cu multă mâncare, să nu vă simțiți înfometați. O să vă fac exact pe ceea ce vă place vă o să mâncați. Mâncare românească, ați văzut și la mine cum mănânc. Mănânc ciorbe, mănânc feluri doi, mănânc mâncare normală, mâncare românească, mâncare gătită. Nu mănânc toată ziua sandwich nu mănânc toată ziua semi-preparate. Fără prafuri, fără suplimente, nu avem nevoie de niciun supliment. Fără ovăz, că nu suntem cai, bine acum n-am nimic cu ovăzul pentru că este o mâncare foarte bună, este o mâncare foarte nutritivă, însă mie nu-mi place și de aceea nici nu mănânc ovăz. Ați văzut că nu mănânc nici avocado, nu mănânc nici brocoli, nu mănânc nici orez prea mult, foarte foarte rar mai face șeful meu bucătar câte un pilaf, deci nu trebuie să mâncați chestiile acestea dacă nu vă plac nu trebuie să mâncați ca un culturist, nu trebuie să mâncați ce vă recomandă toți antrenorii aceștia de fitness, brocoli, orez, piept de pui și așa mai departe, avocado, ovăz, bla bla. Se poate slăbi foarte bine și fără aceste lucruri, se poate slăbi foarte sănătos și fără aceste lucruri și foarte mult și puteți mânca exact ceea ce vă place, mâncărurile cu care ați crescut, mâncărurile cu care sunteți obișnuiți, exact ca un român adevărat, pentru că așa mănânc și eu, mănânc exact cum a fost crescut, exact cum mâncăruri românești și acestea îmi plac cel mai mult și simt că este mult mai ușoară dieta, da? Și dacă începem de acum, până la vară trebuie să dăm cel puțin 10-20 de kilograme, o să vedeți. Bine, acum depinde și de câte kilograme aveți. Eu personal vă spun acum, din punctul meu de vedere, în 2-3 luni, cam în 3 luni așa, vreau să scad 10 kg, pentru că o să vină vara și o să fie frumos. Trebuie să mergem la vară la mare, trebuie să fim în formă cât de cât și bineînțeles să fim sănătoși până la urmă, că asta este cel ce mai important. Și să ne schimbăm obiceiurile proaste de a mânca tâmpenii în obiceiuri bune, fără să murim de foame și să fim foarte sănătoși. S-a făcut ora 9 și este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Avem aici niște spanac sau dragavei din ăsta oltenesc. Da, este o cu spanacul, are la fel de puține calorii, undeva la 20 de calorii pe 100 de grame. Foarte, foarte puțin, da? L-a făcut mama sita tot astăzi, aici în tuci. Da, n-a făcut foarte mult, au mâncat și ai mei. Aici este ciorba pe care am mâncat-o la prânz. I-am zis eu să nu mai pună verdeață, pentru că mie nu prea îmi cu verdeață. În fine, haideți să vedem câte grame de spanac, de mâncărică din asta, intră în acest bol. E același bol pe care l-am avut mai devreme. Ok, vedeți, da? 0 grame. Haideți să vedem cât intră. Să vedem dacă... Mai dau iarăși pe lângă, cum am făcut ciorba la prânz. Ok. Avem un poronic s-a stabilizat la 125 de grame. Vedeți ce mult are un polonic? 125 de grame. Hai să vedem. Să vedem cât intră în bolul ăsta. Avem 309. Ce să mai opunem pe toată? Punem asta aici și o așa cu totul. Hai să vedem noi. Deci este aproape prin exact cum a fost și ciorba. 534 de grame. Iar spanacul asta are undeva la 80-90 de calorii pe 100 de grame, pentru că este o carne de porc și vedeți că am pus și multă carne. Da, vedeți are și multă carne. haideți să vă arăt. Bine, este slabă carnea. Dar asta este mai densă caloric și spanacul având undeva la 20 de calorii este undeva la 80 de calorii pe 100 de grame. 8 ori 5, 40. Deci avem 400 de calorii aici și o masă de 530 de grame. Super! Super mare! Și asta este ultima masă pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună și dacă vreți să colaborăm, să vă ajut să slăbiți, să puneți masă musculară, dați-mi un mesaj pe Instagram sau pe Facebook la Miere TVO. Dacă doriți să comandați produse apicole de cea mai bună calitate, intrați pe site-ul meu www.pomiere.tv.ro și faceți acolo o comandă, aveți și 10% reducere și o să aveți parte de cele mai bune produse. Vă mulțumesc pentru vizualizare, ne vedem data viitoare, ceau! Haideți că l-am gustat, este foarte, foarte bun, este așa, crișor, mai bun decât spana cu draga vei și vedeți, are și foarte multe legume și vreau să mai spun doar că am mâncat fără pâine, deci uh, nu o să mai trec pâinea.